Începem jurnal cu informație de ultim moment. După ce jandarmeria a solicitat DIICOT o serie de verificări pentru a se demonstra dacă în noaptea protestelor din 10 august a fost sau nu vorba despre o lovitură de stat, lucru de altfel semnalat în repetate rânduri și de liderul PSD Liviu Dragnea, iată că instituția a venit acum și cu o primă reacție vis-a-vis de acest aspect. Ce spune șeful DIICOT despre lovitura de stat? Vedeți chiar acum. Domnule procuror, ne spune și nouă despre întâlnirea pe care ați avut-o cu domnul Cucoș legată de plângerea jandarmeriei? Păi am depus ca orice cetățean o plângere. Și este întemeiată, adică se poate deschide un dosar în rem? Nu pot să fac eu această apreciere, face procurorul de caz. Am înțeles că a depus un... de lovitură de stat? Sunt atât de grave acuzațiile? Sunt indicii, adică... Nu pot să vă răspund la astfel de întrebări. Mulțumesc frumos. Au depus un proces verbal și niște dovezi video, am înțeles. E adevărat? Și eu nu pot să vă fac comentarii despre o speță aflată în lucru. Ce se întâmplă cu dosarul premierului? Mulțumesc frumos! La fel, dosar aflat în lucru. Zi bună! Aceasta a fost așadar prima reacție din partea DIICOT vis-a-vis de lovitura de stat din noaptea protestelor din 10 august. Cu mai multe informații vine chiar acum colega mea, Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi! Am găsit în această declarație făcută, practic, procurorul șef al DIICOT, Felix Bănilă, recunoaște întâlnirea pe care a avut-o cu Sebastian Cucoș, adjunctul jandarmeriei române în aceste momente, iar la data protestelor din 10 august, șef al jandarmeriei române, menționa așadar Felix Bănilă că a venit ca orice cetățean să pună o plângere. Ei bine, s-a vehiculat că această întâlnire dintre Sebastian Cucoș și Felix Bănilă a avut loc, de fapt, cu o săptămână înainte ca Jandarmeria Română să facă această plângere. Mai exact, Jandarmeria Română a depus plângerea la DIICOT la începutul săptămânii, mai exact luni, asta la o zi după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, anunța că sunt indicii că ar fi fost vorba despre o tentativă de lovitură de stat și că DIICOT și Parchetul General ar trebui să facă verificări. Vorbim așadar despre o sesizare făcută. Rămâne de văzut dacă procurorii DIICOT vor considera că va fi cazul să fie deschis un dosar penal pe această speță. Cel mai probabil că se facă verificări. Și important de menționat este însă că reprezentanții ai jandarmeriei, în speță ieri, colonelul Cătălin Paraschiv anunța, de exemplu, că nu a avut informații conform cărora ar fi fost o tentativă de lovitură de stat în timpul protestelor din 10 august. De asemenea, inclusiv un secretar de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Gheorghe Marian Nucu, anunța că nu au existat informații conform cărora ar fi vorba despre o tentativă de lovitură de stat. Rămâne însă de văzut ce vor decide procurorii DIICOT în urma verificărilor și dacă se va impune deschiderea unui dosar penal în urma sesizării făcute de Jandarmeria Română. Gabriela, îți mulțumesc. Atac neașteptat în grădina publică din Bârlad, 18 copii de la o grădiniță din oraș au fost atacați de un roi de albine. Toți copiii au ajuns la spital pentru investigații. Nu toți au fost mușcați, însă mulți dintre ei s-au speriat foarte tare. Colega mea, Madalina Ignat, ne oferă toate amănuntele despre acest incident. Te ascultăm, Madalina, bun găsit! Bună ziua! Copiii sunt de la grădinița numărul 5 din Bârlad. Mai exact, aceștia sunt în grupa mare. Ei ieșiseră la o activitate în aer liber. Roiul de albine i-a atacat atât pe micuți cât și pe educatoarea cu care aceștia se aflau în vizită la grădina publică a orașului. Cadrul didactic care îi însoțea pe cei mici este cel care a sunat la 112 și a cerut ajutorul medicilor. La fața locului, deplasându-se două autospeciale ale serviciului de ambulanță care i-au transportat pe copii la spital. Din cei 18 copii, doar 5 au fost înțepați de vieți, au comunicat medicii spitalului din Bârlad. Aceștia de altfel au primit și tratament, au fost diagnosticați cu înțepătură minoră de vieți cu reacție minimă locală. Înțepăturile au fost localizate la nivelul capului, dar și picioarelor. Micuții sunt în continuare sub supravegherea medicilor, în stare de sănătate fiind una bună, însă aceștia sunt foarte speriați. De altfel, la fel de speriați sunt și părinții celor mici care au fost anunțați de cele întâmplate și au venit în grabă la spital. Aceștia vor să se mobilizeze și să meargă cu toții la primăria Bârlad pentru a depune plângere împotriva instituției care nu a acționat pentru dezinsecția grădinii publice.
Madrina, îți mulțumesc. Gabriela Firea nu se lasă. Primarul general al capitalei vrea ca guvernul să se țină de cuvânt și să lase centura Bucureștiului în administrația municipalității. Așa că a mai trimis o scrisoare la Palatul Victoria. Dacă până acum toți premierii lui Dragnea au dus-o cu vorba și nu au luat nicio măsură în privința centurii capitalei, Gabriela Firea face un apel la Viorica Dăncilă. Măcar acum, în al 12-lea ceas, speră primarul general că centura va fi trecută în administrația capitalei. Fluidizarea traficului rutier în capitală necesită măsuri clare, administrative și investiționale. Modernizăm transportul public în comun, derulăm proiecte de infrastructură rutieră importante, însă implicarea autorităților centrale este esențială. În acest sens, am trimis o scrisoare Guvernului României în care solicităm transferarea șoselei de centură în administrarea primăriei capitalei, astfel încât să modernizăm această arteră care are un impact negativ în prezent asupra traficului rutier. Cât despre traficul din capitală, Gabriela Firea spune că e momentul să se tragă linie și toată lumea să se apuce de treabă, fără socoteli și calcule politice. Pentru că timp de peste 25 de ani în capitală nu s-au luat măsuri concrete de îmbunătățire a traficului rutier, circulația în București reprezintă cea mai serioasă problemă cu care ne confruntăm în prezent. Pentru a recupera tot acest timp este nevoie de mult efort, de măsuri administrative clare, coroborate cu măsuri investiționale și mai ales de colaborarea între autoritățile locale și centrale. Primăria capitalei a finalizat numeroase proiecte foarte importante, care stagnau de ani de zile și care sunt menite să fluidizeze traficul. Nepriceperea, haosul, lipsa de experiență pe care o vedem la nivel național, la nivel guvernamental, pornind de la primul ministru și terminând cu fiecare dintre miniștri, în oglindă este exact haosul, nepăsarea, nepriceperea de la nivelul administrației capitalei conduse de doamna Firea. PSD are toată puterea și la nivel național și la nivel de București și nu a făcut nimic pentru a rezolva problemele Bucureștiului. Sunt foarte multe lucruri care țineau în mod direct de competența primăriei capitalei și care nu au fost puse în aplicare. Cea mai mare promisiune a administrației PSD condusă de doamna Firea, Revoluția în trafic, s-a dovedit a fi și cea mai mare minciună a Partidului Social Democrat față de bucureșteni. Și după 2 ani și jumătate de mandat, în continuare nu vedem nimic concret, ba dimpotrivă, administrația locală încearcă să cumpere timp și aruncă vina pe tovarășii de drum și de partid. În schimb, în acești 2 ani și jumătate, administrația PSD din București a făcut 3 lucruri care n-au nicio legătură nici cu promisiunile din campanie și mai ales cu nevoile reale ale Bucureștiului. Am înființat peste 20 de companii cărora le-a dat pe mână o bună parte din bugetul capitalei și pe care le-a umplut cu oameni nepricepuți, politruci, a aruncat bani din bugetul capitalei pe spectacole și manifestări, așa zis, culturale, care de fapt reprezintă o formă mascată de a își susține clientela de partid și a aruncat în toate părțile cu promisiuni de la buget pentru a cumpăra bunăvoința electoratului. Pensionarii în vacanță, stimulente pentru tine. L-am ascultat pe președintele PNL Cristian Bușoi, care a prezentat o serie de noi măsuri și chiar soluții pentru fluidizarea traficului din capitală. Revenim la știri și mergem mai departe și cu alte subiecte. Vă spun că autoritățile române au aflat de pericolul pestei porcine încă din vara anului 2016. Atunci ar fi trimis Serviciul Român de Informații prima informare pe acest subiect. Însă, guvernul de atunci, condus de Dacian Cioloș, se pare că a ignorat avertismentul. Iar acum ne confruntăm cu un adevărat dezastru național. Un an înainte de a fi semnalat primul caz de pestă porcină africană, SRI-ul a informat guvernul Cioloș despre pericolul care ajunsese deja la granițele țării noastre. Cel puțin asta a susținut Eduard Helvig, șeful Serviciului Român de Informații, în fața Comisiei SRI. Conducerea SRI ne-a informat că prima informație, că n-am cum să spun altcumva, pe care au avut-o și pe care au transmis-o beneficiarilor legali, a fost în iunie 2016. Șeful Comisiei SRI a precizat și ce conțineau aceste informări. În iunie 2016 previzionau că la granița externă a României există posibilitatea ca, legat de porcii mistreți,
să existe, eu știu, riscul ca în România să apară pesta porcină africană. Iar de atunci au mai fost făcute alte peste 130 de informări cu privire la pesta porcină africană. Se pare că toate au fost ignorate de cei de la Palatul Victoria, fie ei din executivul lui Cioloș sau din guvernele PSD care s-au perindat în ultimii 2 ani. În total, până în august 2018, au fost făcute 132 de informări, atât ale structurilor locale cât și structurilor centrale. Primul focar de infecție a fost descoperit, din câte înțeleg, în iulie 2017, undeva la Satu Mare, și aici au fost niște informări în acest sens. Tot în contextul pestei porcine, SRI-ul ar mai fi transmis și alte informări privind o altă boală care atacă micile rumegătoare. Există pericolul unui alt virus. În ceea ce privește micile rumegătoare, am întrebat dacă în acest context există informări, au spus că au, că există o preocupare și a rămas ca în perioada imediat următoare să ne parvină de la serviciu o informare în acest sens. Pesta porcină africană a lovit până acum în 207 localități din 12 județe cu un număr total de 898 de focare. În total, până în acest moment au fost uciși peste 230.000 de porci afectați de boală. Victor Ponta atacă din nou guvernul Liviu Dragnea, de această dată pe tema pestei porcine. După ce Eduard Helvig a declarat că statul a fost informat de SRI de pericol încă din 2016, fostul premier trage câteva concluzii deloc laudative la guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria de atunci și până acum. România se apropie vertiginos de 1000 de focare de pestă porcină și suntem țara în care boala a evoluat cel mai agresiv din toată Uniunea Europeană. Asta chiar dacă se știa despre pericol încă de acum 2 ani, adică cu un an înainte de a se semnala primul caz. Fostul premier Victor Ponta arată acuzator spre guvernele păstorite de Liviu Dragnea. SRI a trimis către guvern încă din 2016 peste 100 de informări legate de pesta porcină. Nimeni nu a făcut nimic. Comisia Europeană ne-a dat un plan de măsuri din februarie 2017. Nimeni nu a făcut nimic. Dumnezeii bolilor, cum a zis domnul Daia, adică medicii sanitari veterinari, au fost practic desființați în 2017 prin ordonanțele de urgență 70 și 71, ulterior confirmate prin votul final al Camerei Deputaților, totul pentru ca Pharmavet, firma nașului lui Dragnea, să poată să vândă medicamente fără medici. Și nici mult promisele despăgubiri nu vor veni așa cum promit care mai de care guvernanții, pentru că la Comisia Europeană abia acum a ajuns o cerere de asistență din partea României, mai scrie Victor Ponta. Așa cum a zis comisarul european Hogan, a primit abia în aceste zile o cerere de asistență din partea României. Noroc cu vizita lui că am făcut ceva, dar încă nu a apucat nimeni să o analizeze, deși pesta face ravagii de luni de zile. Ajutorul Comisiei Europene va fi primit pentru prevenire și limitarea răspândirii și nu pentru despăgubiri care vor fi date tot din buget. Ferma de porci de la Salcia a mers și merge foarte bine, în timp ce oamenilor amărâți, votanți PSD, le sunt omorâți porcii din curte și le este interzis să mai crească alții. Am înțeles, încă o mare porcărie din vremea pestei lui Dragnea. Aproape 9 ore a stat Eduard Helvig în fața Comisiei de Control a Activității SRI din Parlament, timp în care a fost chestionat, printre altele, și în privința protestelor din 10 august, după ce șeful PSD Liviu Dragnea a afirmat că știe el că a fost o tentativă de lovitură de stat. Pe de o parte au spus că au avut în acel comandament sau centru de management un reprezentant care a informat, că au existat note care au fost trimise Ministerului, Jandarmeriei, a identificat beneficiarii și înainte de eveniment și după eveniment. Și după eveniment au colaborat cu aceste instituții pentru identificarea persoanelor care au prejudiciat sau, mă rog, inclusiv au informat DICOT-ul. Potrivit șefului Comisiei SRI, Eduard Helvig a declarat că Serviciul Român de Informații a transmis și note în care avertiza că este posibilă o escaladare a protestului din 10 august. Sigur că au fost inclusiv, înțeleg, informați că exista acest pericol de a se escalada protestul pașnic și să devină unul violent, dar rămâne să vedem și să înțelegem întru totul ce a însemnat aceste informări, ce a însemnat această cooperare și cum au arătat notele și informările transmise. Claudiu Manda a mai spus că a discutat cu directorul SRI și despre informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora protestele de stradă din România ar fi fost finanțate din străinătate și s-ar fi pus la cale o lovitură de stat, așa cum a clamat Liviu Dragnea. Am convenit că dacă vorbim de o finanțare
în condițiile în care nu știm dacă este probat subiectul, dar vorbim de o finanțare străină asupra unei organizații care dorește dărâmarea guvernului și înlăturarea prin metode nedemocratice, sigur că poate să fie o amenințare la adresa Securității Naționale. Urmează la fel să ne parvină la nivelul Comisiei sau măcar la nivelul președintelui o informare concretă despre tot ce presupune lucrurile care au apărut în spațiu public legate de mișcarea hashtag rezist. Eduard Helbig a vorbit și despre protocoalele semnate de instituția pe care o conduce. Au fost peste 560 de astfel de înțelegeri între SRI și diferite instituții ale statului, începând din anii 90 și până acum, iar peste 300 sunt încă active. Vom veni cu domnul președinte. Parlamentarilor despre protocoale. Le-am spus tot ce vreau să știe despre ele și domnul președinte Manda o să vă dă toate detaliile cu privire la cele convenite și discutate în comisie. Mulțumesc. Seara bună. I-am spus. Am speranța că am fost extrem de coerent și concis, astfel încât colegii parlamentari să fi înțeles ceea ce am comunicat. Mulțumesc. Dacă Eduard Helbig nu a vrut să comenteze discuțiile din Comisia SRI pe marginea protocoalelor încheiate de Serviciul Român de Informații cu instituțiile statului, Claudiu Manda a făcut câteva dezvăluiri. Primul astfel de protocol a fost încheiat încă din anul 1990, iar de atunci au fost sute de astfel de înțelegeri. Sunt semnate protocoale între Serviciul Român de Informații și instituții, cred că din anul 1990. În total au fost 565 de astfel de acte, protocoale sau acorduri. Dintre cele 565, 432 au fost protocoale, restul au fost documente și acorduri, așa cum vă spuneam. 337 sunt active, 134 sunt denunțate și 94 sunt abrogate ca urmare a modificării legislației. Cât despre cele din domeniul justiției, 18 astfel de documente au fost semnate de-a lungul timpului. S-a pus un accent deosebit pe ce înseamnă protocoale din justiție. Aici cred că vorbim de un număr de 18 astfel de documente semnate cu parchetul, cu DICOT-ul, cu DNA, cu PNA, cu Inspecția Judiciară, cu CSM-ul. Unele dintre ele denunțate, unele dintre ele clasificate, unele dintre ele cu caracter public. Cred că în acest moment vorbim doar de două documente care au caracter secret și care sunt încă în vigoare, cele legate de amenințările de terorism. Un jurnalist român a fost reținut în Bulgaria. Este vorba despre Otilo Biro, jurnalist la Rise Project, care investiga o fraudă cu fonduri europene la vecinii de peste Dunăre. Biro a fost eliberat după o oră. Jurnalistul Attila Biro a fost reținut de poliția din Bulgaria aseară alături de un jurnalist bulgar lângă localitatea Pernic. Cei doi au fost ridicați de poliția bulgară chiar în timp ce au surprins subiecții unei investigații când încercau să ardă documente legate de o fraudă cu fonduri europene. Polițiștii nici măcar nu le-au spus de ce i-au ridicat și nici măcar nu i-au dus la vreo secție de poliție. I-au ținut legați în câmp timp de o oră, după care le-au dat drumul. Sunt ok acum, revin cu detalii în curând, a scris jurnalistul la câteva ore după ce colegii săi de la Rise Project anunțaseră că a fost reținut. Sacii cu documente au fost recuperați și au fost duși într-o secție de poliție chiar cu ajutorul celor doi jurnaliști, după cum scriu cei de la Rise Project. Attila și colegul bulgar sunt bine și mulțumim în primul rând celor care au sunat la secția de poliție. În astfel de situații, presiunea publică poate face diferența. Sacii cu documente au fost recuperați și se află în secția de poliție. Attila și Dimitari au ajutat în cele din urmă pe polițiștii bulgari la transportul hârtiilor, care sunt însă arse sau trecute prin tocătorul de hârtie. Colegii noștri au pus umărul după ce au fost ținuți în cătușe în câmp timp de o oră. Și Ministerul de Externe a reacționat după reținerea jurnalistului român. Ambasada României la Sofia are în atenție cazul cetățeanului român reținut în cursul nopții de 13 spre 14 septembrie pe teritoriul Republicii Bulgaria și a efectuat în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile locale pentru informații suplimentare. De asemenea, o echipă consulară mobilă din cadrul ambasadei s-a deplasat în localitatea în care se află cetățeanul român pentru a acorda asistență consulară. În urma demersurilor întreprinse de echipa consulară mobilă, autoritățile bulgare au informat că cetățeanul român a fost reținut pentru verificări, întrucât acesta era într-o zonă aflată în atenția autorităților bulgare. După efectuarea verificărilor, cetățeanul român a fost eliberat.
În al 12-lea ceas, autoritățile au decis să demoleze toate blocurile ridicate ilegal în sectorul 5 al capitalei după incendiul devastator de săptămâna trecută, care a distrus un imobil și a lăsat 10 de oameni pe drumuri. Culmea este că demolările se vor face pe banii primăriei de sector. Dar și mai revoltător este că edilii nu au niciun plan pentru sutele de oameni care au cumpărat locuințele respective și care se vor trezi lăsați pe drumuri. Sute de oameni din sectorul 5 al capitalei primesc un anunț devastator. După ani de zile în care autoritățile l-au lăsat pe dezvoltatorul imobiliar Ilie Ioniță să ridice construcții fără toate avizele necesare, cum anunță că vor demola clădirile acestuia. Demolările ar urma să înceapă la 1 octombrie, iar primăria va plăti operațiunea din bugetul propriu, adică din banii pe care exact cei pe care îi va arunca în stradă îi dau drept taxe și impozite la primărie. Pentru că asta li se va întâmpla celor care stau în blocurile ce urmează să fie demolate. Vor rămâne pe străzi pentru că primăria nu are niciun plan pentru adăpostirea zecilor de familii care plătesc pentru prostia și corupția funcționarilor de la sectorul 5. În realitate, ei au încheiat aceste antecontracte, au plătit un avans sau au plătit chiar integral prețul convenit al vânzării. Din punct de vedere legal, acele construcții nu există. Imobilele nu au autorizație de construcție, proces verbal de recepție, intabulare în cartea funciară sau documentație cadastrală. Iar conform legii, locatarii au două căi de a-și recupera banii. Se pot îndrepta împotriva investitorului, împotriva persoanei care a încasat aceste avansuri sau prețuri de vânzare în baza acelor promisiuni, să se constituie părți civile cu tot prejudiciul reprezentat de prețurile plătite, investițiile pe care le-au făcut în amenajarea acelor locuințe și respectiv toate bunurile care existau în acele imobile. Sau pot da în judecată autoritățile pentru că l-au lăsat pe dezvoltator să facă legea în sectorul 5 după bunul plac, doar că recuperarea banilor va însemna ani și ani de acțiuni civile sau penale. Sâmbăta trecută, 10 de oameni au rămas pe drumuri după un incendiu devastator care a mistuit un bloc din capitală. Imobilul cu 54 de apartamente nu avea aviz ISU și nici măcar autorizație de construcție. 7 dintre ei au ajuns pe patul de spital intoxicați cu fum. Alți 2 pompieri au fost răniți în lupta cu focul. Dezvoltatorul imobilului este un afacerist cu vechi probleme cu legea. Ilie Ioniță, un apropiat al clanului Cămătaru și alte 13 persoane au fost acuzați de evaziune de 2,6 milioane de euro după ce au construit 20 de blocuri în capitală, printre care și pe cel afectat de incendiu. Aceștia au vândut mai multe apartamente fără să plătească taxe și impozite. Ulterior au fost cu toții reținuți în acest dosar. Fiscul a fost învins de Gigi Becali după ce omul de afaceri era trecut în catastife la ANAF cu o datorie de aproximativ 2 milioane de euro. Acum, inspectorii fiscali s-au văzut nevoiți să accepte că au greșit. Asta după ce Curtea de Apel București a decis că banii datorați de Becali fiscului sunt mai puțini. Așa că datoria a scăzut de la 2 milioane la 800 de mii de euro. Iar ANAF trebuie să plătească și cheltuieli de judecată. Și stăm chiar acum de vorbă cu domnul Gigi Becali. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Domnule Becali, se spune că în SUA, de exemplu, de moarte și de fisc nu scapă nimeni. Dumneavoastră ați reușit în România totuși să învingeți ANAF. Explicați-ne mai bine care a fost situația. Vorbim despre incompetență sau despre abuz? Este vorba de un proces de vreo 7 ani. Ce s-a întâmplat concret? E mult de vorbit pe tema asta și trebuie să vorbesc tehnic. Doar atâta spun că eu banii ăștia, eu i-am achitat, acum ei deci trebuie să-mi dea înapoi 1.200.000. Pentru că eu am dat banii, pentru că mi-au pus pe chestul pe toate conturile din toate băncile din România. Dar între 2 milioane de euro... Părerea mea că sunt amândouă. Părerea mea este că este și mai mult, de fapt, mai mult răutate împotriva omului și a oamenilor bogați și este abuz, că eu nu cred că, adică legea este clară, eu le-am explicat acum 7 ani toate lucrurile astea, care nu sunt specialiști în finanțe. Și am explicat și lui Blejdar și directorii, dar toți directorii de atunci, aceste lucruri. Adică nu cred că ei nu înțelegeau care erau oameni specialiști de finanțe. Și ca dovadă că acum, după 7 ani, am câștigat. A spus foarte
foarte bine un lucru, domnule Becali, între 2 milioane de euro, practic, și 800 de mii, o diferență extrem de mare. Iar fiscul a încercat să obțină această sumă de la dumneavoastră, un om care are resursele financiare să se lupte cu instituția. Credeți însă că ANAF comite greșeli similare și în cazul celor cu venituri mai mici? Credeți că atunci când are ocazia, fiscul încearcă să colecteze mai mult decât trebuie? Nu. La cei cu venituri mai mici, e adevărat, fac greșeli, dar nu îi interesează așa de mult. Ei când dau nevoie, spun, dom'le, trebuie să colectăm. Și atunci la cine? Hai la Becali, hai la firmele mari, că acolo la ascultă, cum se cunoaște. Milioane și milioane de euro. Am câștigat, de exemplu, un proces și cu Arcom, cu o firmă de 500 de mii de euro. Deci, la firmele mari ei fac abuzul. Nu interesează sumele mici. Să fie oare România într-o situație mai proastă financiar decât credeam, dacă fiscul încearcă să ciupească și câte un milion sau două de euro acolo, de unde nu se poate? Păi la ce mă refer acum, este vorba de 7 ani de proces, vă dați seama. Deci acum 7 ani a fost treaba. Pentru că și alți oameni de afaceri susțin că ANAF a încercat să colecteze mai mult decât avea dreptul. Nu sunteți singurul care trece printr-o astfel de situație. Sunt foarte mulți, ei cunosc legea. Nu zic că nu o cunosc, pentru că și recunosc când fac acele controle, recunosc, da, domnule, ai dreptate, dar noi trebuie să aducem bani la buget. Deci cu alte cuvinte, da, aveți dreptate, noi suntem statul și noi dacă suntem statul facem ce vrem noi, că trebuie să vă luăm banii cu japca. Vorbim despre o decizie definitivă sau mai poate fi contestată în vreun fel? Nici abar n-am, mi-ați dat dumneavoastră o veste acum. Avocații se ocupă, mi-ați dat dumneavoastră o veste, nu știam. Vă întreb direct, domnule Becali, luați în calcul o revenire în politică în momente ca acestea, când vedeți cum sunt conduse anumite instituții ale statului? Nu neapărat asta. Știți când iau în calcul? Iau în calcul când văd că oameni, nu ăștia de la ANAF, când văd că oameni în funcții mari politice fac aberații, vorbesc prost, sunt incompetenți și nu mai mult decât atât, au o răutate și se cred stăpân pe țară. Și atunci am un impuls de a intra în politică, nu ca să intru eu, ca să formez un partid pentru România, un partid din oameni cu bună credință care să conducă țara, nu eu. Eu doar să-l formez, să-l construiesc, să-l conduc partidul, atât. Nu candidez la nicio funcție. Să fiu un fel de înger păzitor al politicii. Și atunci ce vă reține? De ce nu luați taurul de coarne, cum se spune mult popular? Nu am încă binecuvântare de la preoți, de la duhovnici, de Pământele Atos, de la Sfinți Părinți. Vorbesc cu ei, cer binecuvântare și nu spun nici da, nici nu. Le explic că trebuie să ne implicăm noi, oameni ai bisericii, oameni cu frică de Dumnezeu, că avem și duh, avem și dragoste și ne implicăm, omul cu dragoste se implică și lucrează pentru celălalt, cel puternic, un Sfinții Părinți trebuie să lucreze pentru cel slab. Iar la noi, cel puternic, zice, ai 7 lei îngrunați, iau și pe aia. Nu contează, că n-are dragoste. Le-am explicat lucrurile astea, au spus că mă vor băga la rugăciune și după rugăciuni îmi vor da un răspuns de binecuvântare, da sau nu. Dacă ați avea posibilitatea totuși să reveniți pe scena politică, împotriva cui ați îndrepta armele imediat? Pe cine vedeți nevoit să plece în acest moment din executiv? Sau din politică până la urmă? Păi dar niciodată n-a ajuns țara, nu mai vreau să spun nume, pentru că m-am împărtășit astăzi iar și nu vreau să pierd împărtășania, numai că atâta spun, vreau să vorbesc la modul general. La ora asta trebuie neapărat să încheiem cu cu partidul care este la putere, pentru că o duce țara în groapă, vedeți toate organismele internaționale spun ceea ce spun, ne avertizează, dar păi nu interesează. Băi, nu se poate să nu te intereseze când te avertizează toate organismele internaționale cu sancțiuni și pe tine te interesează numai de tine și de partidul tău, atunci asta este grav. Că nu putem să îngropăm România, nu se poate să îngrop România milioane, 20 de milioane de oameni pentru pofta a un singur om. Nu-i mai spun numele.
Ne-am dat seama foarte bine la cine vă referiți. Practic, asta ar fi buba sau personajul asta, pe care nu vreți să asta este. Și știți care e problema? Acest om, de exemplu, știți când mă face să intru în politică? Când spune el, eu îl susțin. Eu îl susțin. Eu îl susțin. Îl susțin pe. O susțin pe. Eu susțin pe. Bă, când văd că un om ca el zice susțin, eu susțin, dau televizorul pe alt program și zic, bă, cum să fii tu un om care să poți să susții? Că tu, normal, n-a trebuie să susții nici măcar o câscă. Normal, pe caracterul pe care l-ai. Dar s-a demonizat lumea, n-a zis acum ce domnule dă funcții. Practic, dumneavoastră spuneți că Liviu Dragnea, că și despre el facem vorbire în aceste momente, încearcă o manipulare a opiniei publice? Nu, e prea... Manipulare este prea puțin spus. Mulțumim foarte mult, domnule Becali, pentru intervenția telefonică și comentarii. Mergem mai departe cu o informație de ultim moment. Vorbim despre dosarul reprimării protestelor care continuă, pentru că sunt foarte multe lucruri de scos la iveală și de lămurit până la urmă. De această dată, cel care a ajuns în fața procurorilor pentru a da explicații este nimeni altul decât Raed Arafat. Despre ce este vorba concret, ne spune chiar acum colega mea Gabriela Mihai. Te ascultăm, Gabi. Bun găsit. Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, și totodată și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a ajuns aici la parchetul general. Cel mai probabil că urmează să aibă o întâlnire cu procurorii secției militare, pentru că știm că mai multe persoane reprezentante ai Ministerului Afacerilor Interne au fost audiați în acest dosar pentru a veni cu lămuriri în privința modului în care au decurs evenimentele în seara protestelor din 10 august, când ne reamintim că au avut loc mai multe violențe, iar peste 700 de persoane, aproximativ 800 de persoane au depus plângeri la parchetul militar. Așadar, secretarul de stat Raed Arafat se află în aceste momente în sediul parchetului general. Vom vedea dacă va dori să facă declarații în momentul în care va veni. Ne reamintim de altfel că și alt secretar de stat, Gheorghe Marin Nucu, a fost audiat tot aici în dosarul protestelor din data de 10 august și menționa că a dat detalii despre modul în care au decurs evenimentele, mai ales având în vedere că se afla în cadrul Ministerului Afacerilor Interne în acea seară. Vom vedea așadar ce declarații va face Raed Arafat în momentul în care va ieși din sediul parchetului general. Mulțumesc! Liviu Dragnea nu va pleca precum prostul de la conducerea partidului, așa cum el însuși a afirmat, dar va pleca silit. Cei mai importanți aliați pe care i-a avut în ultimii ani s-au transformat în dușmani și au semnat o scrisoare internă la care au aderat 30 de șefi de filiale PSD. La Giurgiu s-au întâlnit printre alții Paul Stănescu, Nicolae Bădălău și Mihai Tudose. Pe surse, cei trei alături de aliaților îl vor forța pe Liviu Dragnea să anunțe data unui congres în cadrul căruia să se voteze schimbarea actualului lider PSD. Avem un președinte care îl poate convoca și eu sunt convins că domnul președinte Dragnea va convoca comitetul executiv. Dar spuneți că e nevoie de solicitare. Dacă nu-l va convoca, scrie în statut că trebuie să-l convoace. Iertați-mă acum ce să spun, dacă nu-l va convoca. Nu se poate să nu-l convoca. Cu alte cuvinte, Liviu Dragnea nu mai are scăpare. Va fi obligat de opoziția din partid să convoace comitetul executiv în cadrul căruia să se decide organizarea unui congres pentru alegerea unui nou lider PSD. Întrebat cu subiect și predicat dacă vrea înlăturarea lui Dragnea din partid, Nicolae Bădălău nu a avut curajul să spună un da răspicat, dar a dat de înțeles că partidul ar putea decide plecarea de la vârful partidului a șefului Camerei Deputaților. Ar trebui să facă Liviu Dragnea un pas în spate? Liviu Dragnea este președintele Partidului Social Democrat ales și până la urmă nu cred lucrul ăsta. Cred că trebuie o analiză mult mai complexă și nu văd. E o întrebare. Cine ar trebui să facă această analiză? Tot timpul prin vot în partid. La rândul său, Adrian Țuțuianu, care a ieșit la declarații alături de Nicolae Bădălău, nu a negat nicio secundă valul uriaș anti-Dragnea format în partid. A ținut doar să anunțe că cexul va fi locul în care se vor scoate cuțitele pe masă. Atunci când ai ceva de spus, spui întâi în partid, în structurile statutare, pentru că așa e normal să abordezi lucrurile. Ești dator
pe față de partid și față de țară să asigur stabilitate și coerență și nu cred că expunerea mediatică excesivă a unor puncte de vedere reprezintă soluția de succes pentru partid. În așteptarea congresului în partid circulă deja un document cu adeziunea a peste 30 de filiale în care se cere demisia lui Liviu Dragnea. În PSD nu sunt scrisori, nu suntem în Caragiale o scrisoare pierdută, în PSD sunt documente și nu cunosc dacă aceste documente, așa cum le spuneți dumneavoastră, sunt scrise sau asumate de cineva până în acest moment. În tabăra celor nemulțumiți sau care au intrat în conflict cu Liviu Dragnea se numără printre alții liderii organizațiilor din Giurgiu, Vaslui, Brăila, Constanța, Dâmbovița, București, Ilfov, Olt, Vrancea, Argeș, Buzău, Caraș-Severin, Timiș, dar și șefii din trei organizații de sector din București. Războiul deschis din PSD a început la reuniunea Comitetului Executiv al PSD la Neptun în urmă cu două săptămâni, când au existat discuții dure între mai mulți lideri importanți ai PSD și Dragnea. Atunci Gabriela Firea, unul dintre cei mai importanți oameni în partid, l-a atacat dur pe liderul social-democrat Liviu Dragnea pentru că ia apărarea ministrului de interne Carmen Dan în privința reprimării violente a protestelor din 10 august. De partea cealaltă, Liviu Dragnea strânge și el rândurile sub pretextul organizării referendumului pentru familie. Șeful PSD a adunat la sediul partidului din Chiselev primarii din mai multe orașe. Nu au lipsit de la întâlnire premierul Viorica Dăncilă și nici ministrul de interne Carmen Dan. Contestat de liderii din teritoriu, Liviu Dragnea caută ajutor la eșalonul secund. Primarii din mai multe orașe au fost chemați la sediul din Chiselev sub pretextul organizării referendumului din 7 octombrie. De la Codrin Ștefănescu, secretarul general al partidului, se înțelege însă altceva. Dragnea se bazează pe faptul că primarii au ceva de spus și ei în teritoriu. Nu există președinte de județeană atât de, să spun eu, să calce reguli atât de mult încât să-și asume nume personal ceva fără acceptul colegilor lor. Nu mergem PSD. Imediat după primare au apărut la partid și Viorica Dăncilă, Carmen Dan, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, dar și Tudorel Toader. Au fost așa discuții legate de organizarea referendumului și mesajul nostru public, discuții pe raportul pe care urmează să-l prezinte premierul Viorica Dăncilă la acel sub de peste două săptămâni pentru implementarea programului de guvernare, dar și pentru posibilă remaniere. Și al treilea subiect foarte important este cel legat de legile justiției, pentru că trebuie să ducem până la capăt acest proiect, inclusiv de ordonanțele pe protocoale. Sportul românesc a mai pierdut un om, Ivon Ghiță, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori Eurosport, a murit ieri. Jurnalista s-a stins din viață după o luptă crâncenă cu boala. Anunțul morții jurnalistei Ivon Ghiță a fost făcut chiar de Postul Sportiv într-o postare pe o rețea de socializare. Cu adâncă și profundă durere, echipa Eurosport și-a luat adio de la colega și prietena Ivon Ghiță. Boala a învins și Ivon s-a stins din viață. Ivon a fost vocea inconfundabilă a sporturilor artistice, a programelor olimpice și a multor competiții transmise de Eurosport. Am pierdut un comentator de bază, dar mai ales una dintre cele mai plăcute personalități din redacția noastră. Ivon, să-ți găsești liniștea eternă! Ivon Ghiță avea doar 50 de ani și era comentator la Eurosport din 2004, timp în care a comentat zeci de transmisii de la campionate mondiale, europene sau jocuri olimpice. Din păcate, acum s-a predat în fața bolii care o măcina de câțiva ani. Ivon Ghiță era absolventă a Academiei Naționale de Educație Fizică și Sport și a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București. A fost manager de proiect al Casei României la Jocurile Olimpice din anul 2000 de la Sydney, o reală reușită foarte apreciată de toți vizitatorii străini. Îndrăgostită de sportul de performanță, era expertă în patinaj artistic, gimnastică, atletism și chiar hipism. În această vară, Postul TV Eurosport l-a pierdut și pe Marius Ancuța, care a murit pe 7 iulie, după ce a pierdut lupta cu o boală incurabilă. Marius Ancuța a părăsit această lume tot la vârsta de 50 de ani. S-au deschis porțile ediției cu numărul 27 a Bifesin, Târgul Internațional de Mobile, Echipamente și Accesorii. Anul acesta, târgul se desfășoară în noile spații expoziționale pe care Romexpo l-a inaugurat în toamna anului 2017, pavilioanele B1 și B2. La inaugurarea evenimentului a fost prezent și ministrul pentru mediul de afaceri, Ștefan Radu Oprea. În felul acesta vrem să sărbătorim și noi centenarul și am vrut să ne diferențiem puțin de ceilalți producători și să demonstrăm că chiar și românii, în România, se pot produce lucruri frumoase, de calitate și foarte bine accesorizate, foarte bine
foarte bune din punct de vedere funcțional și cu multiple soluții înglobate în bucătărie. Eu mă bucur că România a devenit din ce în ce mai pretențioasă, sunt foarte atenți la ce își cumpără și ce aleg. Există o tendință spre calitate superioară, clar, toată lumea vrea calitate superioară. Dacă se poate și la bani puțin, ar fi minunat. Noi încercăm să facem și chestia asta. Ei bine, producătorii de mobilă s-au gândit la toate. Orice problemă se ivește în bucătărie în privința spațiului sau a mobilei se rezolvă foarte simplu dacă ai viziune. O bucătărie zice că e mică și nu avem loc de masă. Avem o soluție oarecum simplă. Este o masă într-un sertar, nu ocupă spațiu. Pentru 2-4 persoane e super suficientă, e foarte rezistentă și am rezolvat o problemă cu masa în bucătărie. Și pentru celelalte camere, producătorii au idei inovative. Folosim pentru mobilă niște materiale speciale, cum ar fi oglinzi colorate. Nu sunt geamuri, sunt materiale acrilice, care pentru copii sunt foarte safe, nu se sparg, nu se zgârie. Pot fi prelucrate cu mare ușurință. Și se pot realiza obiecte deosebite cu aceste materiale. Avem aici o oglindă smart, un mirror smart, în care am toate aplicațiile necesare unei tablete. Am un Skype, pot să mă folosesc de un browser. E un sistem Android în care pot să-mi iau aplicații de fiecare personalizate. Am un cameră foto, pot să-mi încarc muzică, pot să intru pe YouTube, are un program pentru sănătate, un cântar, am un test dermatologic. Și camera copilului poate prezenta o mare bătaie de cap pentru părinți, producătorii s-au gândit însă la toate. Dormitoarele copii îmi plac cel mai mult pentru că sunt foarte permisive. Aici am încercat să aduc un pic culoarea care se poartă cel mai mult în momentul de față, acest gri, combinat logic și cu culorile astea vii, cu culorile pentru copii, pe care te lasă să-l menții cât mai mult în casă. Durează 5, 10, 15 ani ca să poți să ții dormitorul în starea asta. De multe ori când faci un dormitor de copii numai din culori vesele, durează 3, 4 ani, 5 ani, copilul crește și începe să schimbi toată mobila. Aici nu, aici te lasă să o duci mai mult, 15 ani lejer, așa cum este el în momentul de față. Iar când vine vorba despre dormitoare, totul trebuie să fie la superlativ. Președintele Poloniei, Andrei Duda, a lansat un atac dur la adresa Uniunii Europene. El a afirmat că țara sa se va ocupa de problemele Europei după ce va termina cu problemele proprii. De asemenea, Duda a mai afirmat că Europa i-a lăsat baltă pe polonezi și i-a abandonat rușilor în anul 1945. Așa că e anormal ca acum să așteaptă ca polonezii să sară în foc pentru Europa. Președintele Andrei Duda a transmis că polonezii au dreptul să se conducă singuri, să decidă singuri cum va arăta țara și să decidă cum vor fi readuse pe linia de plutire instituțiile din Polonia, erodate de timp și de vechiul sistem. Șeful statului recunoaște că în Polonia tribunalele sunt injuste și că sistemul juridic nu apără cetățenii. Însă a transmis că actuala putere își va respecta în continuare promisiunile. Vrem ca polonezii să trăiască acasă la fel de bine ca în Europa de vest, deoarece polonezii merită asta. Istoria noastră, lupta noastră pentru independență, pentru libertate, pentru apărarea Europei, chiar și de atacurile sovietice din 1920, ne face să merităm fără nicio îndoială un nivel de trai decent. Problemele noastre sunt cele mai importante pentru noi. Când o să le rezolvăm, ne vom ocupa și de problemele Europei, a declarat președintele Poloniei într-un discurs despre starea națiunii. Polonia și Ungaria sunt considerate copiii problemă ai Uniunii Europene. În cazul acestora a fost activat articolul 7 din tratatul privind Uniunea Europeană, deoarece Comisia, respectiv Parlamentul, au suspiciuni că există riscuri în ambele țări de încălcare a valorilor fundamentale ale proiectului european. Budapesta și Varșovia au anunțat că se vor apăra reciproc de orice încercare a UE de a impune sancțiuni, ceea ce face întreg demersul european să fie aproape inutil, deoarece penalitățile trebuie decise în unanimitate. Atacul lui Andrei Duda este o reacție la discursul despre starea națiunii ținut de Jean-Claude Juncker și vine după ce și premierul maghiar Victor Orban a ținut un discurs usturător la adresa ipocriziei liderilor UE.
Uraganul Florence a atins coasta de est a Statelor Unite. Furtuna amenință cu inundații apocaliptice și rafale extrem de puternice. 1.700.000 de oameni au fost deja evacuați din calea uraganului. Zeci de mii de case au rămas fără energie, iar apa mării a ajuns pe străzile orașelor de pe coasta de est a Statelor Unite. Iar peste 1.700.000 de oameni au fost evacuați în ultimele zile din fața uraganului, care se îndreaptă cu mare viteză spre zonele locuite, cu rafale și de 150 de kilometri la oră. Ciclonul a mai pierdut totuși din putere în timp ce se apropia de Carolina de Nord și de Sud. Chiar și așa, oficialii avertizează că ar putea încă să omoare o mulțime de oameni și avertizează asupra riscului de inundații catastrofale, potrivit BBC. Centrul Național al Uraganelor a anunțat că ciclonul rămâne extrem de periculos, iar oamenii care locuiesc în apropierea cursurilor de apă sunt cei mai expuși. Guvernatorul statului Carolina de Nord, Roy Cooper, a declarat că supraviețuirea în urma acestei furtuni va fi un test de rezistență, de muncă în echipă, de bun simț și răbdare. Și Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o atenționare de călătorie în Statele Unite ale Americii din cauza acestui uragan. Sunt vizate statele Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord și Virginia, chiar dacă furtuna a scăzut acolo în intensitate la nivelul 2 pe o scală de la 1 la 5. Atât pentru moment la știri, rămâneți alături de noi, de la Fix vine Nadia Ciurlin. Ne revedem la ora 15, când vă aștept din nou. Pe curând!